și acolo. Nu e. La ce? Uite. Auzi, tata ta unde e? Nu știu, cred că încă doarme. Hai să mă duc să văd. Unde-i boxa? Vreau să țină ceva amuzant. Uite! Uite! Încă, dar ce vrei să faci? Hai cu mine să vezi! Băi, ce cu voi, băi? Dar ce se aude aici? Ce faci? Ne distrăm! Da! Adică vă distrați! I-a văzut o glumă lui tata! Păi voi sunteți normal la capcot! Hai de capul meu! Măi, Erica, dar cum ăla se odihnește tu în loc să păstrezi liniștea, faci gălăcie? Știi mai, ce este cel mai deranjant? Păi că vouă vi se pare amuzant. Dar chiar este amuzant. Măi, Erica, dar ți se plăcea să vină cineva să strige așa la urechea ta când dormi? Da, într-adevăr, nu cred că mi-ar conveni. Nu o să mai fac asta. Și ca să nu mai spun că îl înveți pe frate tu numai prostii. Îmi cer scuze, nu o să mai fac asta. Bine, du-te și lasă-l să Hai, bine, hai să nu întârziați la școală, la grădini. Of, ce are ăsta? Nu merge. Ia, așa, e numai bine. Mami, sunt gata. Eu! Gata să ce? Unde crezi că pleci așa? Cum adică? La școală. Erica, dar tu ai văzut cum ești îmbrăcată? Te-ai uitat în oglindă înainte de a ieși din cameră? Și cu părul ăsta parcă au venit ciorile la tine în cap. E, mama, du-te și te îmbracă normal. Da, chiar e, mama, că vreau să sunt îmbrăcată în rochiță. Da, tu trebuie să te duci acum la școală. La școală, de obicei, porți niște haine adecvate și în plus de asta nici pe stradă. Ce pantaloni ăștia și cu rochița. Hai, te rog, du-te și te schimbă că întârzi la școală. Mami, e bine cum am îmbrăcat? E, așa, da. Așa mai zic și eu. Ești îmbrăcată adecvat pentru școală. Codrin, hai în casă și mănâncă, că e târziu de acum. Acum vin! Te duci să te speli pe mâini înainte de a te așeza la masă. Dar nu-s murdar pe mâini, mama. Adică nu ești murdar dacă te-ai jucat afară cu mingea aia murdară. Dar nu știu că nu sunt murdar. Cum să nu fii murdar, mama? Ia uite-te un pic la mânuțele tale. Astea sunt mâini curate. Eu! Da? Nu. Ia du-te tu la baie și vezi ce mânuțe murdare ai. Spală-te! Mama, am avut dreptate. Care eram murdată. Codrin, dar ce faci acolo, tati? Fac spumă, tata, uite ce multă am.
Poate dar eu văd că faci podă. Apa asta de ce curge așa? De ce lăsa tu să curgă? Pentru ca să mă clătesc, dar mai măciuc un pic cu spuma. Tati, dar în primul rând ne gândim la resursele naturale ale pământului, da? Apa este o resursă naturală și dacă tu lași așa să curgă în gol, ea se va termina. Cum ar fi dacă toți oamenii de pe pământ ar lăsa să curgă apa non-stop? Nu s-ar termina la un moment dat? Nu știu, cred că da. Îți spun eu, s-ar termina. Și ca să nu mai vorbim de faptul că dacă tu lași apa se curgă, acolo contoarul ăla se învârte și la sfârșit de lună ce trebuie să facă tati? Să bage mâna în buzunar și să plătească. De ce să plătesc o apă irosită când pot să îți cumpărți o prăjitură sau o jucărie, de exemplu? A, la asta nu m-am gândit. Promit că nu o să mai las apa asta să curgă. Bine, tati, așa să faci. Acum pune mâna și te plătește, nu mai sta cu spuma asta pe mânuțe, ca să nu faci vreo iritație ceva. Știi că ce e prea mult, uneori strigă. Și oprește apa la timp. Gata, mamă! Poftă bună, Iri! Mulțumesc! Erica, ce faci acolo? Mă joc. Cât stăm la masă, nu stăm cu telefonul în față, hello? Dar nu, că vreau doar să joc ăsta, atât. Deci nu se poate să faci lucrul ăsta, Erica. Te rog frumos, ia telefonul și pune-l deoparte. Nu stai cu telefonul în față. La masă stai doar ca să mănânci, atât. Dacă tu bagi acum o lingură în gură, peste alte 2-3 minute îți amintești că trebuie să mai mănânci iarăși, informația îți duce la creier că tu te-ai săturat și uite așa nu termin de mâncat. Te rog frumos să închide telefonul și pune-l acolo. Ai timp să te joci după masă. Păi, Erica, tu chiar n-auzi? Pune, te rog, telefonul la loc. Pune-l acolo la spatele tău și ia și mănâncă. Bine, scuze. Tata, se-a spus că a făcut taia școală. Erica, ce e asta tata la tine? Vreau să-ți povestesc că a făcut. Deci, hai să stabilim un lucru. Nu se vorbește cu mâncarea în gură. De ce? Nu vorbești cu mâncarea în gură, în primul rând, vizual. Îmi este grea să mă arăt în gura ta când vorbești. Și în al doilea rând, te poți neca cu mâncarea pe care o ai în gură. Termin de înghițit și după aia spui ce ai de spus. Într-adevăr, ai dreptate, scuze, nu mai fac așa. Erica, ce a fost asta? Am terminat de mâncat și vreau să stau pe telefon, ce? În primul rând, te-ai șters de fața de masă în loc să folosești șervețelul și în al doilea rând, farfuria, cine trebuie să-ți o strângă? Dar iei tu farfuria după ce termin de mâncat. Nu, Erica. Vine, ți-ai farfuria, o duci la bucătărie, o bagi în mașina de spălat, pentru că și tu trebuie să ajuți la pusul și la strânsul mesei, da? Nu aștepta ca totul să se facă de-a gata pentru tine. Bine. Așa da. Erika, tu ești sănătoasă, mă cap. Băi, copii, băi! Băi, voi sunteți normal la cap. Hai de capul meu. Am vrut să-l auzi pe Ronaldo când spune... Hai, gata, hai, ieșiți afară și lăsați-o.